Remy este un șobolan extrem de inteligent, care are niște simțuri foarte bine dezvoltate. Acesta fiind capabil să își dea seama dacă o mâncare este comestibilă sau otrăvită doar după miros. Deși Remy este un șobolan, lui nu prea îi convine să mănânce resturile de mâncare aruncate de către oameni. Motiv pentru care acesta a mers la un moment dat în casa unei bătrânici, unde s-a delectat cu fel de fel de bunătăți. Amu, ideea e că bătrânica respectivă este fana unui bucătar pe nume Gusto, a.k.a. un influencer decedat care obișnuia să facă cărți și emisiuni prin care să își învețe fanii să gătească. În fine, știți cine mai e un fan de-a lui Gusto? Șobolanul nostru Remy, care a început să gătească și să fure din alimentele bătrânicii. Lucru care este oarecum împotriva principiilor pe care tatăl său încerca să îi le transmită. Gen, asta deja e hoție. În fine, la un moment dat, Remy și Fraxu au fost prinși în flagrant de către stăpâna casei, care aparent doarme cu o pușcă lângă ea. Așadar, în timp ce baba încerca să le facă felul șobolanilor, aceasta așa cam îngăurit tavanul, motiv pentru care acesta a picat cu tot cu neamurile lui Remy din pod. Deci situația a fost ceva de genul, scapă cine poate. Dar pentru că în mod clar după asta șobolanii trebuie să își găsească o altă casă, Remy își riscă pielea pentru a fura cartea de bucate a lui Gusto de la bătrânică, motiv pentru care acesta a rămas în urmă și s-a pierdut de restul semenilor săi, el ajungând într-un canal din Paris. Probabil din cauza foamei, șobolanul nostru a ajuns să-l halucineze pe Gusto. Halucinație care l-a oprit din a fura mâncare, pe principiul că un bucătar adevărat nu fură, ci gătește. În fine, halucinația l-a mai condus pe Remy până la restaurantul oficial al lui Gusto, care în prezent este condus de către o piticanie guralivă de un metru și un șnițel. By the way, recent la restaurantul ăsta s-a angajat și fiul Blake al unei foste iubite de-a lui Gusto. Amu pe tip îl cheamă Alfredo Linguini și el trebuia doar să dea cu mopul și să ducă afară gunoiul din bucătărie. Asta ca să nu încurce pe nimeni, dar el și-a băgat nasul într-o ciorbă și a cam distrus-o. Din fericire, Remy era pe zonă și a văzut toată scena. Deci de nervi că Linguini și-a bătut joc de supa respectivă, el a mers și a tomnit-o, ca să zic așa. By the way, Linguini l-a prins pe Remy în mijlocul actului, dar pentru că bucătarul șef se apropia de ei, Linguini a fost nevoit să-l ascundă pe Remy și să-și asume el responsabilitatea pentru supă. În timp ce băiatul era certat de către bucătarul șef, un ospătar a luat o porție din acea supă și a servit-o unei cliente. Dar acea femeie nu era o clientă obișnuită, ci un critic culinar sub acoperire. Deci din cauza că tipei i-a plăcut supa extrem de tare, tot personalul bucătăriei s-a simțit nevoit să sară în ajutorul lui Linguini atunci când bucătarul șef a vrut să-l concedieze. Asta din cauza că nu i-a ascultat ordinele. În fine, între timp, Remy a ieșit de sub capacul sub care a fost pus de către Linguini, astfel el fiind văzut de către toți angajații restaurantului care au dat să-l omoare instant. Dar noroc că Linguini a reușit să-l pună pe Remy într-un borcan, înainte ca oricine altcineva să-i facă vreun rău. Deci puștul a scos pe șobolan în siguranță din bucătărie și l-a dus la el acasă. Anume cei doi au făcut un târg. Remy îl ajută pe Linguini să gătească ca să își păstreze slujba, iar în schimb șobolanul rămâne în viață și are ocazia de a fi înconjurat mereu de mâncare. By the way, în caz că vă întrebați cum au reușit Remy și Linguini să comunice unul cu altul, păi prin semne. Amu inițial, ca să-l ajute în bucătărie, Linguini l-a băgat pe Remy la el în chiloți. Dar în mod evident, ăla nu este cel mai convenabil loc în care să ții un șobolan. Așa că în scurt timp ai noștri se prind că este mai eficient care mi să stea sub pălăria de bucătar a băiatului și să-l controleze ca pe o marionetă trăgându-l de păr. Deci în scurt timp, mulțumită lui Remy, Linguini a devenit noua vedetă a localului. Asta spre frustrarea bucătarului șef, care se teme că Linguini o să-i fure restaurantul. Gen Piticu a primit o scrisoare de la mama băiatului, în care tipa i-a zis că Linguini este fiul lui Gusto. Deci conform testamentului marelui bucătar, Linguini ar trebui să moștenească restaurantul tatălui său. Atâta doar că până acum, doar Măsa și Piticu știu de adevărata sa identitate. În fine, între timp, Remy s-a reunit cu Fraxu, care l-a dus în noua bază a coloniei de șobolani, timp în care Linguini a fost îmbătat de către șeful său. Acesta încercând să afle cât știe băiatul despre toată treaba cu moștenirea restaurantului. În fine, după interogatoriu, Linguini a fost pus să curețe bucătăria, dar tipul a fost prea ciont pentru a face așa ceva. Așa că el a dormit până dimineață, când Remy
mi s-a întors la restaurant. Nu cu mult timp după asta, în bucătărie ajunge și Colette, a.k.a. o tipă care l-a mai ajutat pe Linguini cu una alta pe la muncă. Deci tipa a vrut să vorbească cu a nostru despre succesul său, dar ea nu a știut că băiatul doarme buștean și că se mișcă doar datorită lui Remy care îl trăgea de păr. Deci în scurt timp, tipa a ajuns ceva de genul: Linguini, chiar mi-ai plăcut, dar văd că ți s-a urcat faima la cap. Așa că bum, palmă peste față. Palmă care tot l-a trezit pe-a nostru. Așa că el a mers după fată pentru a-i cere scuze și pentru a-i zice adevărul despre aptitudinile sale culinare. Dar Remy a intervenit și l-a tras de păr pe Pușci pentru a nu-l lăsa să strice totul și din greșeală l-a făcut pe acesta să o pupe pe Colette. Așadar, cei doi oameni se cam cuplează. Iar la un moment dat, când a nostru era plimbat de iubită sa cu motoreta, vântul i-a cam suflat pălării ia cu tot cu Remy. Așadar, șobolanul se întoarce la restaurant și dă să caute cheile de la cămară pentru a le da neamurilor sale câte ceva de ronțăit. Dar el nu a găsit cheile, ci niște documente cu privire la adevărata identitate a lui Linguini. Deci Remy a furat hârtiile alea și le-a dat prietenului său. Astfel, băiatul devenind oficial noul proprietar al restaurantului Piticului. Deci tipul nu prea mai are ce căuta pe zonă. În fine, la un moment dat după asta, între Linguini și Remy au început să apară niște scântei, pentru că la o conferință de presă, Linguini a atribuit tot succesul său din lumea gastronomiei gagicii sale. Asta pe când, de fapt, toate meritele sunt ale lui Remy. Deci, probabil de nervi sau ceva de genul, a nostru și-a dus toate neamurile la restaurant ca să se delecteze cu bunătățile acestuia. Dar Linguini i-a prins în flagrant și i-a gonit pe toți șobolanii, inclusiv pe Remy. Băiatul, simțindu-se trădat și crezând că prietenul său l-a folosit în tot acest timp doar pentru a fura mâncare de la el. Deci arta celor doi prieteni a profitat Piticul Bucătar, care a aflat de secretul acestora cu câteva zile în urmă, din cauza că l-a spionat pe Linguini. Deci din cauza că restaurantul băiatului urmează să primească un critic culinar foarte important, Piticul a răpit pe Remy. Asta ca în ziua cea mare, Linguini să fie pierdut fără acesta. By the way, criticul ăsta nu prea îl suporta pe Gusto din cauza motoului său. Gen, în viziunea influencerului bucătar, toată lumea poate găti. Planul Piticului a mers bine până acum, dar Remy a fost salvat și dus la restaurant de către neamurile sale. Deci situația pare salvată. Dar Remy și Linguini s-au reunit în văzul tuturor angajaților din restaurant. Așa ca nostru a fost nevoit să le explice că Remy este geniul culinar din spatele său, dar nimeni nu l-a luat în serios și cu toții l-au părăsit, inclusiv Colette. Dar nu e problemă, pentru că toate neamurile lui Remy au venit să le dea alor noștri câte o mână de ajutor. Sau să fiu mai exact, o labă de ajutor. Nu vă gândiți la prostii. Așadar, Remy a preluat conducerea bucătăriei și le-a zis neamurilor sale ce și cum să facă. Dar în timp ce bucătăria era plină de șobolani care găteau, restaurantul lui Linguini a fost vizitat de către un inspector ANPC, adică un inspector de la protecția consumatorului. Nu vă faceți griji, pentru că momentan el nu reprezintă o amenințare, din cauza că a fost sechestrat și închis în cămară de către armata de șobolani. Între timp, pe zonă s-a întors și Colette, pe fată nelăsând-o inima să-și lase iubitul de izbeliște. Deci în timp ce Remy și Colette se ocupau de bucătărie, Linguini a trebuit să fie chelnerul localului. Pentru că, no, el era singurul om disponibil, iar clienții restaurantului nu ar fi reacționat prea bine dacă mâncarea le-ar fi fost servită de către șobolani. În cele din urmă a venit și rândul criticului culinar să își primească comanda, iar Remy i-a făcut ratatouille, a.k.a. un preparat tradițional francez pe bază de legume, care i-a reamintit criticului de mâncarea pe care măsa i-o făcea în copilărie. Deci vă dați seama că omul la propriu și-a lins până și farfuria. By the way, și Piticania Arțăgoasă era în restaurant la acel moment pentru a-l vedea pe Linguini cum se prăbușește. Dar acesta a dat buzna în bucătărie de îndată ce a văzut fericirea de pe chipul criticului. Deci, da, șobolanii l-au legat și pe el și l-au pus de îndată lângă inspectorul ANPC. Având în vedere că Linguini a servit toată noaptea, în mod evident el nu avea cum să gătească comenzile. Deci criticul a vrut să-l cunoască pe cel care i-a făcut ratatouille. Iar după ce s-a consultat cu Colette, Linguini i-a zis criticului că îl va prezenta pe bucătar după ce se închide restaurantul. Deci să zicem doar că omul a fost surprins de faptul că un șobolan a fost capabil să-l impresioneze din punct
de vedere al gastronomiei. Deci tipul a fost nevoit să accepte că în tot acest timp, el l-a interpretat greșit pe Gusteau atunci când zicea că oricine poate găti. Gen, nu oricine poate găti, dar un bucătar talentat poate veni de oriunde. În fine, în ciuda recenziei pozitive scrise de către critic, restaurantul lui Linguini a fost închis de către ANPC, pe motiv că este infestat cu șobolani. Dar nu e problemă, pentru că ai noștri și-au deschis alt restaurant cu ajutorul criticului de mai devreme. Restaurant în care se gătește atât pentru șobolani, cât și pentru oameni. Fraților, și ăsta a fost cel de-al doilea video din săptămâna de desene animate. Așa că, nemai lungind povestea, eu le mulțumesc membrilor de pe canal pentru că mă susțin. Un rând de aplauze pentru legendele? Daniel Cosmin, Timotei Câmpian, Motănescul, Sebi Silvaș, Ferraru Daniel, Gheorghe, Andrei, Baciu Cristinel, dar și pentru celelalte legende care apar pe ecran. Plus să nu uităm de miticul Ștefan Binefăcătorul și de zeul H. Andrei H. Iar dacă vreți și voi să primiți beneficiile de a fi membri pe canal, nu ezitați să apăsați pe butonul de join. Totuși, dacă vreți să mă susțineți, dar nu vreți să vă goliți cardurile, un like și un subscribe mă ajută enorm. Ziceți-mi în comentarii ce videouri mai vreți să vedeți la mine pe canal, ne auzim pe Insta și pe TikTok, eu am fost Paul Pașca și noi ne vedem mâine.